dacă Dumnezeu s-ar fi născut român, probabil că într-un viitor ar trebui să sărbătorim ca zi națională și unirea Bucovinii și a Basarabiei cu țara mamă. Artur Gorovei, în monografia Botoșanilor, de altfel publică mai multe corespondențe, mai multe adrese purtate între comitetele locale de aici, de organizare a unirii cu Comitetul Central de la Iași, și au fost pe teritoriul județului Botoșani consemnate evenimente chiar violente între unioniști și antiunioniști. Însă trebuie să marcăm faptul că partea pozitivă a lucrurilor a învins, partea ca în poveștile din cărțile copilăriei noastre, a învins forța binelui. Domnule Rotund, într-una din aceste adrese, probabil că merită subliniat această observație, se spune așa: într-o adresă a Comitetului Uniunii Botoșani către cel din Iași, către sediul central: la noi, la Botoșani, sentimentele de unire sunt din convincție și n-au spaima vrajbii intrigilor. Ca urmare, forțele antiuniste, câte au fost mai multe ceva în fostul ținut Dorohoi, au fost puse la punct, lichidate încet, încet. Și Partida Națională a mers înainte. Vreau să vă mai spun că noi, botoșănenii, înaintașii noștri botoșăneni, aveau și un punct de vedere respectat și în adunarea electivă a Moldovei. Eu, când am spus mai înainte că toată suflarea, fie cu activitate în centrul Botoșan, fie cu activitate în capitala Moldovei, și am în vedere aici și pe Mitropolitul Sofronie Miclescu, am spus cuvintele de la Vlădică până la Opincă: păi dacă fruntea Bisericii Ortodoxe era unionistă, înseamnă că, și pentru că am zis această chestiune, vreau să vă spun că atunci când ieșise deja victorios, vom relua problema Cuza la Iași, părintele devenit din fostul și unionistul Scarlat Vârna, devenind stareț la mănăstirea Neamț, avea să scrie frumoasa, fie anecdotică, legendă, dar avea să-și inscripționeze gardul stăreției cu cuvintele: Popa Vârnav zice da, adică Maria ta, dacă eu, primul om din sat, din localitate, din așezările din jur, accept orice reformă pe care o inițiez, îți dai seama că și țăranul din subordinea mea nu face altceva decât să-ți urmeze poruncele, să-ți urmeze ideile, să-ți urmeze reformele. De asta am spus, de la Vlădică până la Opincă, avem un suflu unionist, în special în zona noastră, Botoșan și Dorohoi. Dar, domnul profesor, avem și personalități din acea vreme care s-au opus unirii și au făcut-o într-un mod mai puțin elegant. Și mă refer aici la unul din mari boieri din Spița, Balș, la Teodor Balș, cel care la Flămânzi a ctitorit două biserici la interval de numai 10 ani între ele, acel Teodor Balș care la 1821 s-a dat cu eteria, deși Moldova n-a fost niciodată susținătoare a curentului eterist, iar la 1849-1850 până la unire a boicotat unirea, s-a opus, și nu era oricine acest Teodor Balș, era caimacam al Moldovei. Eu trebuie, pentru cei ce ne urmăresc, să fac o mică precizare. Din doi mari boieri Balș din Moldova, cel de la Flămânzi pe care l-ați amintit, Teodor Balș de acolo, era considerat un adevărat prostănac, spre deosebire de hatmanul armatei Moldovei, Teodor Balș de la Darabani, un om luminos, și de altminteri au candidat într-un fel, erau pe buzele mai multor persoane din mai multe grupări separatiste pentru domnia țării Moldovei.
Sunt lucruri reale acestea. Sigur că uneltirile lui Vogoridi, uneltirile lui Teodor Balz n-au avut până la urmă șanse. A intervenit forța maselor și nu facem aici o filozofie a mulțimilor. Au făcut-o mari gânditori ai lumii. Dar vreau să vă spun că chestiunea aceasta s-a transmis tot așa într-o formulă sintetică și de bun augur când a spus un ilustru unionist: unirea, națiunea a făcut-o. La unire, până la urmă, de partea unirii, au fost părtase toate stările sociale și din Moldova și din Valahia. Domnul profesor, haideți să accentuăm un pic cum s-a ajuns la desemnarea lui Cuza ca domnitor al Moldovei, pentru că și istoricii și neistoricii, dar care au făcut studii asupra documentelor vremii, au păreri împărțite. Unii spun că acest colonel Cuza și-ar fi obținut chiar gradul de colonel la un joc de cărți, că el avea un comportament cazon la limita decenței. Alții acreditează ideea că era cel mai nimerit ofițer din acea vreme să preia o astfel de funcție tocmai datorită caracterului și fermității sale de comportament. Dumneavoastră, care sunteți un istoric experimentat și având în vedere că au trecut atâția ani de atunci până în momentul de față, puteți trage o concluzie? Care ar fi adevărul despre Cuza? Eu vreau, înainte de a-l aminti pe Cuza și domnia sa luminoasă, Călinescu spunea că a fost întâiul nostru președinte de Republică, George Călinescu, ca să lămurim problema, dar cuvintele sunt măgălitoare, dar înainte de a fi el candidat, boierimea din Moldova opta pentru Vasile Alexandrii, Cosache Negri, Vasile Sturza, erau mai pe buzele tuturor ca propunere de domn în Moldova la Iași. Sigur că ar trebui să amintesc istorica ședința Partidii Naționale din Moldova din 3 ianuarie 1859 din Cabinetul de Științele Naturale de la Iași, unde era găstuit la intrare scheletul unui elefant, de aici i s-a spus sala elefant, acolo s-au întrunit boierii în ședința Partidii Naționale, acolo s-a găsit un ofițer care avea moșia, avea vila, casa, cum vreți să-i spuneți, în orașul Botoșani, Nicolae Pisoschi. Pot să invoc aici vreo 10 lucrări de specialitate și documente care amintesc această faptă. Din păcate, cum s-au întâmplat de multe ori lucrurile, mai suspendat din istorie la un moment dat, lucrurile au stat cam așa, ședința Partidei Naționale, boierii prezenți, li s-a cerut să propună pe viitorul domn, n-au apucat să o facă, ci acest locotenent colonel botoșenean Nicolae Pisoschi, cu vechi stat în Revoluția Pașoptistă, s-a îndreptat cu revolverul în dreptul ușii și a somat pe boieri să accepte propunerea pe care el o face pentru domnul Moldovei. Și propunerea lui a fost Alexandru Ioan Cuza, la care boierii în unanimitate au ridicat mâna și au votat pe Cuza domn. Vreau să mai reținem că fapta lui Pisoschi n-a rămas trecută sub tăcere, pentru că l-a servit pe Cuza pe toată perioada domniei exemplare, a fost locotenent colonel adjutant, a fost aghiotant, l-a însoțit în misiunea de la Constantinopol pentru recunoașterea Unirii, l-a însoțit și a fost părtaș în toate marele sale decizii. Și numai departe, măcar pentru botoșeneni, să nu uite că undeva la intersecția pietonală Unirii cu bulevardul Mihai Eminescu, vis-a-vis de clădirea Muzeului Județean și de parcul Mihai Eminescu, mai este în picioare casa colonelului Nicolae Pisoschi, unde, fie și în scop mai de timp liber de agrement, venea des să-l viziteze Maria sa Cuza Vodă, în numele unei vechi și frumoase prietenii. Dacă tot i-ați adus elogii colonelului Pisoschi, haideți să spunem și partea finală cu abdicarea lui Cuza. Ce rol a jucat?
Iar aici lucrurile sunt total controversate. Nimeni nu-l poate scoate din această încurcătură pe Pisoschi decât faptul, dacă suntem de bună credință, să reținem că după abdicarea lui Cuza Vodă, scârbit de cine i-a urmat pe tronul la domnia țării, s-a retras aici pentru o viață tihnită patriarhală la Botoșani, încât în anii copilăriei sale, adică după, prin, în jur de 1880, Pisoschi fac o precizare, a murit în 1888, după, în jurul lui 1880, tânărul, copilul Nicolae Iorga și-l mai amintea pe bătrânul colonel Nicolae Pisoschi, ieșind la rare ori cu marțialul său barbișon alb pe terasă. Iorga avea atunci 5, 6, maxim 7 ani, când îl cunoștea pentru prima oară pe viu, pe cel ce l-a servit cu zel, cu abnegație, pe Alexandru Ioan Cuza, indiferent de ceea ce au scris unii cândva amestecul său în răsturnarea lui Cuza de la tron. Domnul profesor, fără îndoială, Cuza a pus bazele democrației în spațiul românesc, cel puțin la Harvard așa învață studenții, că în Europa primele forme democratice la nivel de stat au apărut în spațiul extracarpatic, în zona țării românești, și Cuza figurează în dicționarele mari ca fondator al democrației în spațiul românesc. Dar trecem în revistă realizările principale ale lui Cuza, vreo 4-5 care au fondat statul modern român. Haideți să le inventariem un pic. Prima și cea de vârf rămâne reforma agrară, legea rurală, dar vreau să vă spun și aici, sunt obligat să o spun, indiferent că am mai scris-o, că o voi mai scrie-o aici. Cuza l-a chemat pe un alt botoșenean să-l pune comisarul său pentru împroprietărirea clăcașilor. Este vorba de Dimitrie Scarlat Miclescu, cu stat în diverse domenii. Odată ce a văzut că se aplică reforma agrară, Samavolnic, că boierii tot pe țăranii prostesc, la măsurători, la distribuirea pământurilor cele mai sterpe, s-a prezentat în fața domnitorului la câteva luni după intrarea în aplicare a legii rurale, măria ta, eu nu pot să mai conduc această acțiune pentru că nu pot fi părtaș la samavolniciile pe care le fac boierii. Era un botoșenean de-a nostru, un om de onoare, un om care a refuzat să fie părtaș. Sigur, nu contestă nimeni și secularizarea averilor mănăstirești rămâne o chestiune de fundament important, pentru că, într-un fel, bisericile și mănăstirile noastre ortodoxe au încetat a mai depinde cu contribuții grele către străinătate. Sigur că și reforma învățământului, instrucțiunii, și aici trebuie, nu pot să omit lucrul acesta, înființarea Universității din Iași în 1860 de către Alexandru Ioan Cuza rămâne un eveniment major pentru evoluția învățământului modern, democratic în România. Pentru că am amintit și țin să precizez și lucrul acesta, tot din vremea lui Cuza Vodă datează și înființarea liceului la Botoșani, ulterior devenit liceul August Rebonu Laurian, ulterior o instituție de prestigiu a învățământului nostru românesc. Sunt și altele reforme ale armatei, reforme ale justiției, sunt reforme care îl înscriu un făptuitor de vârf în democrația română, în democrația și pe spații privită și pe spații mai largi, pe acest Alexandru Ioan Cuza, așa cum spuneați că îl consemnează surse din afara României, din străinătate. Și repet, mai
cu riscul acesta. Am mai spus-o, nu întâmplător un literat ca George Călunescu l-a numit întâiul nostru președinte de Republică, nu ca formă de stat neapărat, ci prin democrația, prin legislația convergând spre democrație pe care a adus-o, pe care a implementat-o în România. S-a creat teza pe seama lui Cuza că abdicarea lui a fost un act pe care boierii, clasa politică din acea vreme, l-au dorit, întrucât Cuza alunecase spre o pantă a imoralității, nu mai era acea personalitate puternică care fusese aleasă ca și domnitor imediat după înfăptuirea Unirii. Acum, și aici, iarăși părerile sunt împărțite. Unii spun într-un fel, alții spun că prin măsurile, prin reformele promovate, Cuza ar fi afectat interesele celor bogați. Acum, realitatea, istoria, cum a așezat lucrurile aici? Marea boierime și clerul, sigur, văduvite de imensele lor proprietăți funciare, au fost cele ce au determinat abdicarea lui Cuza. Această chestiune pe plan intern. Pe de altă parte, să nu uităm, noi, micul stat românesc, România, eram la granița a trei imperii. Ne trebuia cineva care să contracareze tendințele lor de expansiune. Și soluția dinastiei străine s-a făcut și din acest punct de vedere al necesității noastre de supraviețuire. De aceea s-a adus o monarhie din afară. Sigur că a existat varianta înainte de Hohenzollern și un principe de Flandra, sigur că s-a făcut vâlvă și pe tema aceasta, dar lucrurile au căzut favorabil, sorții au hotărât favorabil pentru Carol de Hohenzollern, care a venit domn mai întâi al țării românești, care și-a afirmat apoi că una din primele realizări ale unității noastre avea să fie câștigarea independenței la 1877-1878. Sigur că s-a afirmat ca un brav domnitor al României, din 1881 devenind și rege al regatului României. Sigur că despre Carol I, numai de bine, numai cuvinte frumoase, numai cuvinte cu puterea exemplului, mai ales pentru că a făurit un alt mare ideal, l-a tradus, l-a transpus în fapt independența noastră națională. Domnul profesor, interesant este și un alt aspect pe care istoria nu îl consemnează, dar îl consemnează o serie de organizații de o altă factură despre care nu cunoaștem noi prea multe lucruri. Se spune că un rol important, chiar la vârf, în realizarea Unirii la 1859 l-au jucat masonii, masoneria. Este fără îndoială o certitudine faptul că Vasile Alexandrie, Mihail Gogălnicianu erau masoni de frunte, dar la nivel de botoșani s-a acreditat ideea că toți cei pe care noi i-am nominalizat în acest reportaj ca fiind participanți la Unire aveau și calitatea masonică. Știu că dumneavoastră ați întreprins o serie de cercetări sub acest aspect. Care vă sunt concluziile? După cum și dumneavoastră ați scris o carte foarte frumoasă, Masoneria botoșeniană, sigur că e un subiect delicat, nu pentru toți, ci pentru mică parte de cititori, de, așa zis, interesați de problematica istorică. Mă mai întreabă câte cineva, domnule, există o istorie sinceră a poporului român? Nu, dacă se cheamă cu acest titlu, nu există, încă sunt atâtea pete
negri, sunt atâtea lucruri nepuse la punct, sunt atâtea mistificări care încă mai predomină. Mi-ar trebui timp să dau eu niște exemple în particular, dar pentru că ați pus această întrebare cu mai toți botoșenenii în frunte cu ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, cu mitropoliții Sofronie Miclescu și Calinic, primul mitropolit primat al României, continuând cu Scarlat Vârnav, era și firesc, la Paris acolo, poate că și-a și probat rolul masonic prin faptul că cine altul din afara granițelor Franței și-a permis în toiul Revoluției franceze, la care și Alexandrie a fost prezent, cine altul și-a permis să înființeze un serviciu de ambulanță pe străzile Parisului, decât acest moldovean e drept fiu de oameni bogați din Hilișeu de la noi, Dimitrie Scarlat Miclescu, George Cucureanu, fratele lui Scarlat Vârnav, doctorul Costache Vârnav, cu toții și-au înscris în blazon și apartenența la masonerii. Dimitrie Ralet, și Ralet, și Tăutul. Și Tăutul, și Ionică Tăutul, și George Tăutul, carbonarii erau și ei de tentă masonică, organizație secretă, ca și frăția de la noi, cum s-a vehiculat prin manualele de istorie, generații și generații de școlari. Având obligația să studieze o astfel de istorie. Domnul profesor, suntem la sfârșitul reportajului. Haideți să trageți dumneavoastră de data asta concluzia ca istoric. Actul de la 1859, cum rămâne el de privit de către generațiile care vin? Este unul din cele mai mărețe acte ale istoriei poporului român și nu pentru faptul că se chinuie unii parlamentari de astăzi să transforme ziua de 24 ianuarie în zi națională, la fel ca și ziua de 1 decembrie. Am mai spus-o eu, dacă Dumnezeu va ține cu românii sau dacă Dumnezeu s-ar fi născut român, probabil că într-un viitor ar trebui să sărbătorim ca zi națională și unirea Bucovinii și a Basarabiei cu țara mamă, așa cum o facem și cu evenimentul de la 1 decembrie, dar rămâne un act remarcabil, inconfundabil, rămâne o culme a istoriei neamului nostru, este, dacă vreți, acoperirea deloc întâmplătoare a unui elogiu pe care trebuie să-l aducem poporului român pentru fapta și pentru istoria sa întreagă. Vă mulțumesc, domnul profesor, stimați telespectatori. Avem o istorie zbuciumată, dar o istorie frumoasă cu care trebuie să ne mândrim. Mai aud voci printre noi că mi-e rușine că sunt român. Acele voci, din păcate, nu au nici sentiment național, nu au nici sentimentul rațiunii umane, nu au nimic comun cu istoria noastră. Iar dacă nu le place să mai fie români, nu-i oprește nimeni, granițele sunt liberi să plece unde vor. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră.